Ștefănuștea a făcut marele anunț despre Simona Halep, detaliul cu care românca a intrat definitiv în istorie. Simona Halep se află, începând de luni, pentru a 26-a săptămână pe locul 1 VTA, egalând-o pe rusoaica din Ara Safina. Cele două sportive sunt jucătoarele fără Grand Slam, când subliniere tigat cu cele mai multe săptămâni în poziția de lider VTA, 26. Halep, eliminat în sferturi la Stuttgart, categorie Premier, după ce anul trecut a jucat în semifinale, are 8055 de puncte, 85 de puncte mai puține decât săptămâna trecută. Daneza Caroline Wozniak este pe locul al doilea, cu 6790 de puncte, acelea sublinierei numere ca săptămâna trecută, în care a abandonat în sferturile turneului de la Istanbul, categorie VTA internațional. Idinara Safina, sublinierei Simona Halep au 3 finale de Grand Slam jucate, sublinierei pierdute, câte una la Australian Open, 2009, respectiv 2018, sublinierei câte 2 la Roland Garros, 2008, sublinierei 2009, respectiv 2014, sublinierei 2017. De asemenea, amândouă au jucat în semifinale la Wimbledon, 2009, respectiv 2014, sublinierei US Open, 2008, respectiv 2015. Mihaela Buzărnescu se află la cea mai bună clasare din carieră, după ce a urcat de pe locul 39 pe 37, 1. 263 de puncte, Anunius. În top 100 VTA sunt prezente alte 4 românce. Sorana Cârstea a coborât de pe locul 34 pe 35, cu 1325 de puncte, Irina Camelia Begu a urcat de pe 37 pe 36, cu 1270 puncte, Monica Niculescu a coborât de pe locul 63 pe 64. Cu 926 de puncte, iar Ana Bogdan a coborât de pe locul 66 pe 67, cu 902 de puncte. În top 200 VTA, Irina Bara a urcat de pe 156 pe 154, cu 386 puncte, Alexandra Dulgheru a urcat de pe locul 178 pe 176, cu 324 puncte, în timp ce Alexandra Cadancu a coborât de pe 170 pe 178 cu 324 puncte. La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 13, cu 3.657 de puncte, Irina Camelia Begu pe 25, cu 2.830 de puncte, Raluca Olaru a urcat de pe 49 pe 48, 1.615 puncte, Mihaela Buzărnescu a coborât de pe 65 pe 66, 1.110 de puncte, iar Simona Halep a coborât de pe 77 pe 91, cu 800 de puncte. Primele 10 locuri în clasamentul VTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare.
Simona Halep, România, 8.055 de puncte. Caroline Wozniacki, Danemarca, 6.790. Garbine Muguruza, Spania, 6.065. Elina Svitolina, Ucraina, 5.450. Jelena Ostapenko, Letonia, 5.382. Carolina Pliskova, Cehia, 5.100. Caroline Garcia, Franca, 4.700. Venus Williams, SUA, 4.276. Sloane Stephens, SUA, 3.939.